Deci, Robert, asta e. Nu vine Lucescu. Na, păcat și pentru... Acum, serios, tu ca om de presă și de o grămadă de ani, vedeai așa o mare șansă de reușită în venirea... Credeai că are reușită șansă de reușită ideea asta? Da, ca nu. Să vină domnul Lucescu, în primul rând... Eu aș fi sperat pentru tot ce înseamnă, pentru tot ce înseamnă încă un pas înainte în creșterea nivelului Superligii. Corect, pentru că, sunt de acord cu tine. Pentru că venirea lui Mircea Lucescu ar fi potențat... Nu, stai să ne înțelegem. Venirea lui Șucu a potențat Superliga, da. Da. Venirea lui Mircea Lucescu era fără că nu, adică nu vreau să sune, nu știu cum față de domnul Șucu. Eu vorbesc strict de fotbal acum. Fotbalistic. Ori 3 ori 5 ar fi fost. Da. Adică la venirea lui Șucu la puterea 3-a, ceva corect. De genul ăsta. Dar crezi că domnul Lucescu ar fi avut nevoie de un Rapid minim cum l-a lăsat când a plecat acum mulți ani din România. Da. Și a spus, eu am mai vorbit cu domnul Lucescu și asta a fost condiția și când s-a alăturat proiectului domnului Copos. Că vrea o anumită stabilitate la nivelul infrastructurii. Că problema financiară nu se punea nici pe vremea domnului Copos, nu se pune nici acum pe timpul domnului Șucu și domnilor Șucu și Angelescu. Dar sunt niște lucruri care, la nivelul la care a fost domnul Lucescu, este un minim necesar. Un minim necesar ce înseamnă? Ai văzut cum arată baza ProRapid? Da, o să vedem poze imediat. Adică vrea o bază de pregătire. Dar unde nu, știi poate că izola... M-auzi? Nu vrea să le dea baza ministerul. Nu știu că nu. Nu vrea să le dea baza. Da. Și ce le-a zis, nu? Nu, vor domne, să fac ca un facem rugby, facem rugby. Nu vrea să le dea baza. Trebuie să ai o asta bază. Asta a fost un motiv foarte important, poate cel mai important pentru care Mircea Lucescu a spus nu. Da, pentru că n-ai... Din ce știu la Rapid, sunt două baze acum la care se lucrează. Nu, sunt funcționale. La Coresi și la Constructor. Care sunt foarte bune. Sunt foarte bune. Teren hibrid, cu gazon, sintetic, n-ai veste, ai containere, sală de forță, dar nu ai o bază exclusiv pentru echipa mare. Păi și din cele două ori fi putut să facă una. Nu, pentru că clubul de fotbal Rapid și școala de fotbal Rapid. Înțeles? Sunt două entități separate care SFR Rapid este anticamera pentru copii care sunt cei mai talentați să treacă la... Nu ai un să bagi atâta. La SFR ai un teren mare de dimensiuni normale sintetică și sintetic și două de mini fotbal. Nu poți să bagi 20 de grupe acolo. Nu ți ajunge ca tronsoane orare să îi programezi. O soluție. Iar în partea cealaltă ai teren mare sintetic, teren hibrid pentru echipa mare, teren de dimensiuni mai mici, dar nu uite ce se întâmplă la ProRapid. Vorbește aici unde se va face și hotelul, nu? Am înțeles că la Corești se face. Uite la ProRapid. Păi de ce să nu dai mă baza asta? Deci Șucu a vrut să bage câteva milioane în bază. Cum să nu și dai? De la ministerie a zis: "Nu, domne, că avem noi un proiect." Au știi că în restaurant. Avem noi un proiect cu Ai fost vreodată la ProRapid? Cu rugby-ul. Ai fost vreodată la ProRapid? Am fost pe vremuri. Noi, știi când era Răzvan antrenor? Uite, dacă mai pot lăsa colegii o poză cu sala de forță și cu birourile, e clădirea aia mare cu geamuri, dacă ne-o pot da un pic, a crescut. Mai, nu e asta, asta e hotelul aici și restaurantul. Intrarea din dreapta este la birouri, clădirea cu camerele jucătorilor și acolo unde scrie ProRapid era casa scării și restaurantul în partea stângă. Dați-o pe următoarea, dacă puteți, vă rog frumos. A crescut în sala de unde era, aici era terenul de antrenament. Uite asta aici, în mijloc, aici era intrarea în zona administrativă și în continuarea clădirii în partea dreaptă era și sala de forță, imensă. E, aici a crescut un copac în mijlocul unde era recepția, undeva a crescut un copac. Deci a spart fundația, e fundație, e copac în fundație, crescut în... Mă, păi cum să nu dai? Așa se poartă acum, e mai... Da, e mai wild, nu știu că eu cu engleza stau mai nasol. E mai sălbatic, așa, mă, aici poți să filmezi, să închiriezi ăștia de pe la Pro TV cu show-urile alea, poți să faci un reality show. Cum să supraviețuiești în șerpăria asta? Nu, bă, cum să nu dai? Dă-i-o mă să bage câteva milioane, dă-i-o mă pe 49 de ani, pe 29 de ani, bagă-mă câteva milioane mai și dă-o... Păi asta în câțiva ani n-o să mai fie, ce să... Uite, da. Și ăsta i-a e unul dintre motivele... Ministerul i-a refuzat că, Andrei, fac un mare proiect la rugby când va fi peste 100 de ani. Păi ați trebuit milioane să investești aici. Aici ați trebuit milioane să bagi. Pentru o echipă de rugby sau pentru sportul de masă, nu cred că își permite ministerul să bage milioanele astea.
Adică, cred că îi costă mai puțin să facă un teren de ăsta, un loc de joacă sau un teren de rugby mai la dimensiuni mai reduse și să o ia de la zero. Dar asta da? Baza a fost făcută, a fost făcută de tot domnul Mircea Lucescu în momentul când a venit. Păi a fost condiție. Rapid, a fost o condiție și de-aia spun, dânsul nu poate să vină la condiții mai proaste decât erau când a plecat. Dânsul vrea un loc unde să izoleze echipa, să poată să facă două antrenamente pe zi, să ai masă, să ai cazare, să ai sală de forță și să nu mai aibă acces nimeni. Pe când, în momentul de față, dacă te duci la SFR sau la constructorul, parchezi mașina, treci printre părinți, printre copii, este și activitatea centrului de copii și juniori. Și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care domnul Mircea Lucescu a spus că deocamdată nu se alătură proiectului. Vine de la un anumit nivel. Nu pot să-i cer domnului Lucescu acum când vine la antrenament să stea 15-20 de minute zi de zi să facă poze cu copiii și cu părinți. Când vin jucătorii să se uite copilașii prin gard, că și aici veneau copiii, dar veneau în organizat. Bă, când? Cu 20 de minute înainte de antrenament. Veneau copiii la ProRapid, intrau, se uitau puțin la antrenament și, pe urmă, asta era. Dădeai autografe, făceai poze. Dar dacă te duci la constructor, nu poți să stea la... Plus că nu ai intimitate. Oricine poate să vină să zică că e părintele lui Vasilică de la o echipă adversă și să se uite la antrenament. Să vadă, de exemplu, fazele fixe, că tu știi că ai fost antrenor. Mă, alea, fazele fixe, trebuie să le faci undeva unde știi că nu te vede nimeni. Traseele de joc, nu? Bă, să ai intimitate, să fii secretos. Bă, astea le facem noi. Păi oricine se duce la constructorul, stă pe deal acolo și pune o cameră pe șapcă și ți-a filmat tot antrenamentul. Cred că e unul dintre motivele foarte serioase pentru care domnul Mircea Lucescu se mai gândește. Nu se mai gândește. Nu se mai gândește anul ăsta. Se gândește pentru anul. Acum e subiect închis, cum v-am spus. Da. I-a dat ieri răspunsul. Răspunsul este nu. Ce zici, Andrei? Hă? Bază, da, vine unul și zice bag niște milioane din buzu, da, și se spune nu, doamne, nu, să lăsați. Da. Acum nu știu că nu cunosc chichițele cazului, de ce, cum s-a ajuns, chiar acum încercam să-mi amintesc de această bază nu era a domnului Copos? Nu a fost, e la ANAF-ul, sechestru și Ministerul Economiei și Ministerul Transporturilor. A fost sechestru pus pe bază, ea aparține acum din ceea deci ce deci baza aia a fost luată odată de la cineva, de la minister, a fost dată unui privat, care a ajuns în situația să-i se pună sechestru pe ea. Da. Și a fost poate că ministerul gândește dacă se repetă povestea. Și păi atunci... îți lasă unul o construcție reabilitată, utilă. Aia e problema ministerului, că nu măcar nu o întreții, pentru că îi crești valoarea dacă o întreții în ăla și în paragină. Aia e problema ministerului. Dar problema de cedarea de la patrimoniul de stat către un privat implică anumite discuții, anumite garanții pe care... Eu cred că situația nu trebuie să fie considerată închisă. Eu cred că statul român, prin intermediul ministerului, ar trebui să mai negocieze cu domnul Șucu, dacă domnul Șucu vrea să ia baza, și să găsească împreună o soluție de comun acord, astfel încât să nu piardă nimeni. Pentru că în momentul ăsta pierde toată lumea.